Ok, suntem gata de filmare. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou video. Eu sunt Mărâna Web și astăzi vă prezint un mouse, un mouse mai deosebit. Și în general aș vrea să vorbim despre mouse. De ce? Pentru că fiind programator vei avea nevoie de un mouse. Sau dacă lucrezi în domeniul de grafică, creație sau tot ce înseamnă office, vei avea nevoie de un mouse bun, pentru că îți vei petrece 8 ore din zi, în fiecare zi, cel puțin 5 zile din săptămână, folosind acest instrument. Prin urmare, unul dintre mouse-uri pe care eu l-am ales a fost acest MX Anywhere 3 de la Logitech. Și o să vreau să vorbim despre el. Dar până să ajungem să vorbim despre el, o să vreau să vorbim despre mouse-uri pe care am aici înșirați. Și mai exact, avem așa. Un mouse Bluetooth de la Microsoft, un mouse de la Logitech M170, un alt mouse de la Logitech, un mouse de la Acme cu o formă foarte plăcută, mai avem încă 3 mouse ceva no-name, așa, Miria și bine, cel de gaming, să zic așa, de la Afortech, cred, da, Afortech. Avem și aici cutia de la el, cam așa arăta el. După ceva timp de când am umblat cu ea, dar o aveam pregătit aici. Bine, se deschidea cam așa și aici avea tot felul de moduri de configurare. Haideți să vă spun care e problema. Dacă aveți 5 mouse în casă, Bluetooth eventual, e o problemă. Pentru că cel mai probabil o să ajungeți să mai cumpărați încă unul, crezând că vă mai ține încă un an și după aia mai cumpărați încă unul. Și normal că nu o să dați mai mult decât de 50 de lei pe un mouse, că de ce să dai mai mult de 50 de lei pe un mouse? Hai un milion pe mouse. Așa am ajuns și eu în această situație. Să am 4 mouse aici Bluetooth, mai am încă unul dincolo pe care îl folosește Madalina. Și da, am cheltuit pe acești mouse că poate aș putut să cheltui pe un mouse care funcționa din prima bine și care m-ar fi ținut 3-4 ani. Problemele de la fiecare mouse în parte. Acest mouse de la Acme, ce mi-a plăcut foarte mult la el este poziția pe care o am pe mână, da? După cum vedeți, mâna stă foarte lejer pe mouse, da? Și avem și aceste butoane de backward and forward. Nu mai zic, click-urile foarte bune, rotița foarte bună, un DPI undeva până la 2400 dacă nu greșesc, dar uitați cam cât de uzat a început să fie. L-am mai peticit eu pe aici ca să încerc să-l folosesc, dar da, la un moment dat începe să moară. Mouse-ul ăsta a deservit cumva destul de mult timp, cred că vreo 2 ani dacă nu greșesc. Aici avem și USB-ul. Problema este că efectiv a murit. Acum când îi pun baterie în el, nu mai recunoaște, merge puțin și după dead. Deci, cam asta e. I s-a dus viața. Trecem la mouse-ul de la Microsoft. Microsoft are de obicei mouse buni. Am mai filmat și eu unul într-un showroom și mă gândeam să cumpăr. Doar că mi se pare că plătești mulți bani doar pentru brandul Microsoft, că de Microsoft. Iar mouse-ul ăsta este unul foarte simplu, simplu de utilizat, stă binișor în mână, să zic așa. Problema la el este că s-a dus rotița. Efectiv, când încerci să dai scroll mai mult, el merge, dă, să zic, doar așa, 2-3 rânduri, chiar dacă tu învârți foarte mult. Deci, s-a dus rotița. Mai poți să folosești mouse-ul? Nu mai poți să folosești decât pentru clicuri. And that's all. La fel, mouse-ul ăsta și el vine cu o baterie inclusă. Deci și ăsta dead. Mouse-ul Logitech. Logitech face de obicei mouse-uri foarte bune și multă lume le folosește. Și sunt recunoscuți pentru chestiile astea, pentru accesorii și căști și mouse, tastaturi, desigur. Mouse-ul ăsta, la fel, ce s-a întâmplat cu el? Păi nimic, încă funcționează. Problema este că am pierdut dongle-ul. Da? Deci dongle-urile sunt o problemă. Prin urmare, nu mai pot să folosesc acel mouse. Mai avem încă un mouse aici. Mouse tot de la Logitech M185, da? E destul de clasic, stă în mână, nu are butoane de back and forward, desigur că da, este un mouse de 70 de lei. Da, și face treaba foarte bună. De câte știu, avea o problemă cu rotița la un moment dat. Dar ghiși ce? Am pierdut și la asta dongle-ul. Și uite cum din cei 4 mouse pe care am aici, la 2 deja am pierdut dongle-ul. Nu vă vine în cap nicio idee? Cumpăr un mouse fără dongle. Exact. Și asta am și făcut. Asta rezolvă una dintre probleme. Până acolo însă, mai vreau să vă mai spun ceva.
Mouse-urile cu cablu sunt foarte, foarte ok, da? Poți să le iei oriunde, va merge tot timpul, nu te trezești că rămâi fără baterie atâta timp cât ai un USB, da? Atâta timp cât ai un USB, A, poți să-l conectezi și să-ți faci treaba foarte bine. Iar mouse-urile ăștia care am dat, cred că pe ăsta am dat probabil 50 de lei, da? Deci pe mouse-ul ăsta am dat, cred că 50 de lei. Mouse de gaming, cu un design foarte futurist, desigur, plastic peste tot, își schimbă culoarea el singur, nicio problemă. Însă, după mai mult timp de folosire, mi-am dat seama că aceste butoane, care sunt foarte multe și tenibile în afară, începeau să mă deranjeze aici. Nu știu dacă pot să vă explic, efectiv mă deranjau, da? Și am zis, nu îl mai folosesc. Dar el e bun și încă folosește și pentru 50 de lei încă își face treaba. După avem un alt mouse de la Miria, un brand de pe la Altex, încă merge, încă își face treaba. Mai puțin butoanele din spate, care au cam dat două colțul, să zic așa, la propriu, adică a intrat sub material, nu mai pot să le folosesc. Și acesta e luminat, adică foarte ok. Rotița încă funcționează, plastic de cea mai joasă calitate, nu contează, îți faci treaba cu el, da? Bun. Ce te faci însă când vrei să ieși pe terasă să lucrezi cu laptopul de pe terasă sau vrei să te duci undeva la un birou să lucrezi sau vrei să lucrezi într-o altă parte, poți să iei acest mouse cu cablu sau să spunem că vrei să stai în pat. Trackerele, să zic așa, tehnologia de la mouse-urile astea mai ieftine nu vor merge în niciun caz pe o pătură sau pe o sticlă sau pe un material foarte, foarte lucios. Sau un alt mouse de gaming care am dat, cred că, da, și pe acesta, cred că am 120-150 de lei, dacă nu cumva, Fortech, foarte bun mouse-ul, cu 4 setări de gaming, seama însă că nu sunt de gaming și nu e de mine, dar poziția foarte bună pe mână, deși deranjează cumva striațiile astea de jos, foarte bună pentru o mână mare, da? Deci fără nicio problemă. Toane back-end forward sunt foarte utile atunci când folosești în browser și eu folosesc browserul efectiv zilnic. De fapt, nu știu cine nu folosește un browser zilnic, Facebook, YouTube, scrolling, research, orice. Foarte util să dai înainte și înapoi și să nu te mai duci cu săgețica la back-end forward. Deci, mouse-ul ăsta încă îl folosesc și își face treaba foarte bine. Din tot ce v-am prezentat însă aici, apar două probleme. Una, la mouse-ul cu baterie se pierde dongle-ul. 2. De obicei trebuie să schimb foarte multe baterii și nu vreți să știți câte baterii am pe aici aruncate. Vă arăt. Asta e borcanelul cu baterii care așteaptă să fie aruncat. Tot timpul trebuie să mai cumpăr o baterie, da? Bun. Deci și asta a doua problemă. A treia problemă, mouse-ul de genul ăsta nu au back and forward, da? Și ca să iei un mouse de back and forward trebuie să plătești cam 1.000.000, să zic așa. Un ban mai mult. Inițial am început de la un buget de 150 de lei, 200 de lei, să zic așa. Și m-am uitat la câte variante. Dar după am descoperit modele de la Logitech, mai exact MX Anywhere, care sunt, zic eu, foarte bune. Dar plătești pentru brand, plătești pentru un research, plătești pentru calitate, plătești pentru mai multe idei și mai mult plătești pentru software-ul cu care vine el.